Marsilia este cel mai vechi dintre marile orașe ale Franței. A fost fondat ca Massalia de marinarii greci în secolul al VII-lea înainte de Hristos. Orașul a fost anexat de romani în secolul I înainte de Hristos și a devenit un port prosper, însă a trecut printr-un declin după căderea Imperiului Roman. Marsilia a fost repopulat și transformat în punct de transport maritim în timpul Cruciadelor. Regiunea Provența, inclusiv Marsilia, a devenit parte din Franța în anul 1481. În timpul celui de-al doilea război mondial, Germania a ocupat orașul și a aruncat în aer vechiul port, în încercarea de a elimina mișcarea de rezistență franceză de acolo. După război, Marsilia a fost reconstruit și industrializat. În timpul acestei perioade, orașul a atras mulți imigranți din foste colonii franceze, în special din nordul Africii. Al doilea cel mai mare oraș din Franța, Marsilia, este de asemenea și unul dintre porturile principale ale țării. Marsilia este situată în sudul Franței, la Marea Mediterană, la vest de coasta de Azur. Totodată este prefectura departamentului Bouches-du-Rhône. Districtul istoric al Marsiliei înconjoară portul natural cunoscut drept Vieux Port sau Vechiul Port. La nord, intrarea în port este păzită de Fort Saint-Jean, o fortificație construită în secolul XVII, deși ruinele structurii originale din secolul XIII pot fi văzute și astăzi. Partea sudică a intrării în port este ocupată de Fort Saint-Nicola. Alte clădiri istorice din jurul vechiului port includ Catedrala din Marsilia, construită în secolul XI pe ruinele unui templu roman antic, și Hôtel de Ville, construit în secolul XVII. Cel mai faimos monument al orașului Marsilia este Bazilica Notre-Dame de la Garde, situată pe un deal la sud de port. Instituțiile culturale ale Marsiliei includ muzee, opera și o companie națională de balet. Muzeul istoric al Marsiliei și Muzeul Docurilor Romane găzduiesc descoperiri arheologice din trecutul antic al orașului. Marsilia este un important centru de negoți și comerț. Complexul portuar Marseille-Fos, la nord-vest de oraș, este cel mai mare din Franța și printre cele mai mari din Europa. Majoritatea traficului o constituie importurile, în special cele de petrol. Industriile principale din regiunea Marsilia includ rafinarea de petrol, metalurgia și producerea de chimicale. Cel mai vechi produs al orașului Marsilia este săpunul, care a fost produs aici începând cu secolul XV.